Salutare tuturor! Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt Ionuț. L-am alături de mine pe George Pană. Este kinetoterapeut. Își va deschide curând cabinetul lui de kinetoterapie. Mergem la Motru. Acolo vom face un workshop pe frizerie, să spunem așa. Ne așteaptă Oana acolo. M-a solicitat pe Facebook. A zis că are nevoie de ajutorul meu. În ultima vreme mi-am propus să vizitez orașele României. Așa că de ce nu, am zis, am să trec pe la tine și o să facem treabă bună. O să-ți arăt exact ceea ce ai nevoie. Ei îi vom arăta câteva tehnici legate de frizerie, cum se face un fade și așa mai departe. Am ales să colaborăm deoarece într-o oarecare măsură frizeria și kinetoterapia au legătură. Se face și masaj capilar, iar prietenul meu, George, este cel mai bun la a face chestia asta. Probabil ne va arăta și el cum se face un masaj capilar atunci când vom termina de tuns modelul pe care îl vom avea acolo. Alături de noi veți vedea și voi cum se desfășoară toată activitatea. Vă invităm în călătoria noastră către Motru. Venim tocmai din București. O să fie foarte interesant această călătorie și ceea ce se va întâmpla în ea. Să pornim la drum! Deja prietenul meu fizer a ajuns fotograf. Da, acum mergem la frizerie, Oanei. Și acolo vom începe treaba. E perfect. Ne vedem acolo. Eu zic să începem cu low fade-ul. O să-l pui proporțiunea aceasta. În primul rând, e bine să luăm golful principal, ca apoi să putem să lucrăm ușor de 0,5 cu numerele mici. Nu venim până sus ca la high fade. Suntem cu 0,5. O să vedem de la aici. Acum, eu zic că este cel mai ok să luăm cu 0,5 până la 0,5. Păi, am să vă arăt pe sus. Deci, după ce ați făcut chestia de 6 din la golful, acum, evident, ca să faci această linie, vă dați coroană, pentru că dacă doriți să faceți un fade foarte jos, ne-am terminat oare cu treaba asta. Până pe cealaltă. Și apropiem încă tare din tot. Și atunci, eu am intervenit cu o porțiune de aproximativ 1 cm. Și acum vin cu 0. Și vin până la 1 cm. Deci vin până aici. Thank you.
afinăm cu mărimile, deschidem, închidem încă până ajungem la perfecțiune. Adică nu e o regulă, am dat așa și este. Dacă, în funcție și tău cum crește părul, că s-ar putea ca într-un loc să fie crescute 3 kg de păr, 2, 1, dar putea să fie 1 și atunci și poziționăm așa cu mărimile. Dacă așa încă închidem, puteți să lucrați și cu polță eventual. Poți mai și minuțor, unde considerați că este necesar. După aia ce facem? Atașăm geamericul numărul 3, atașăm unul deschis. Și venim tot așa, în ieșire. Și acum încolo, o să luăm partea scurtă în ieșire. Adică cursa asta se face sutura. Nu dăm foarte mult pentru că o să intrăm aici. Și noi nu vrem să facem asta, că după aceea o să vin pe... Da, pe mine, pe bot. Închidem unghiul. La fel, aceeași mișcare. Vedem mișcări de experiență. Păi noi vedem că să vedem asta aici să pierdem. Porțiunea asta se mai încurc. Acum apropiați grătarul, dați-l în față. De tot? Și, da, dați-l de tot și tot așa pe vârfuri. Veniți pe porțiunea asta, pe vârful grătarul ridicat și ieșiți până unde ați ieșit cu, până în numărul cu 1,5 cum ați dat noastră cu grătarul atunci. Adică pe noi ne interesează ca aici să lucrăm. Porțiunea asta se lucrează acum. Acolo este bine. Veniți și aici. Perfect așa. O să nu uită dacă vreți, nu ok. Tot așa intrați pe vârf un pic. Perfect.
este rău. Dar acum să aveți grijă la fel. Faceți cu vârful, cu vârful, da. Și văd că vă este un incomod. Hai să lăsăm un pic mai jos. Ceva pe ce eu zic că este ok. Iarăși, noi această porțiune trebuie să lucrăm un pic. Acolo este nevoie. Este drept că și lumina influențează foarte mult felul în care iese page-ul ăsta. Aici trebuie insista pentru aici. Suficient, acum închideți unghiul mai mult de jumătate puțin. Mai. Mai mult un pic. Perfect. Și acum la fel, da, tot așa cu vârful, veniți și pierdeți lunga asta. Asta trebuie pierdut aici. Eu folosesc toată la o mașină pentru că se pierde mai repede. Dar și pe colț merge, dar se voia mai mult. Să văd din ce în ce mai bine. Și să nu vedea să mai insistați un pic aici. Acolo insistați pe colț. Perfect, un pic mai în spate. Un pic mai în față. Să vedeți destul de ok. Cum vedeți, poți mișcarea. Să veniți așa. Deci apropiați de tot pe scalp și veniți cu toată lama. Da, asta e important. Că dacă veniți cu colțul, nu o să aveți bine. Într-adevăr, obțineți acea pierdere, dar o obțineți mai greu și nu cred că ăsta e interesul. Și o să vedeți că la un moment dat o să vi se pară imposibil să mai faceți așa pierdere. De-aia, e bine să vă luați bine distanțele și când vă trasați o linie, bine, o să vă arăt și pe parcurs la celălalt tip de pierdere, dar când vă trasați o linie, după aia veniți cu pierderea paralel cu linia respectivă și tot așa, numai în paralel pierdeți și vă orientați ca linia să fie din ce în ce mai dreaptă. Este ok, acum mai pierdeți un pic aici. Sau dacă puteți, da, să intrați pe porțiunea asta, dar cum am arătat, tot așa, pe unghi și pe drept, să ieșiți un pic așa. Dar pe mare. Pe mic, pe mic, tot cum, nu foarte, foarte mic. Așa este pe mic. Mașina pe vârf, pe lamă. În paralel cu linia imaginară. Așa. Observați cum se vede. Parcă deodată începe să prindă conturi în soare. Să fie mai finisat. Da, se finisează mai bine, exact. Deja se observă diferența. Ideea e să venim cu degradeul ăsta cât mai lin. Când preluați părul, să căutați să-l preluați cât mai de jos. Ușor, cât doar vârfurile. Și căutați la fel, să țineți coarfeca în paralel.
încearcă să fie masat întreg spatele. Trebuie să dureze foarte mult. 2 minute cred că este suficient. Bine, domnule. Adică nici calcul nu cred că trebuie să fie așa mai presiune foarte mare. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Am terminat. From up here, George. Bine, tu terapeutul nostru. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.